Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați revenit la un episod amuzant în care eu mă voi juca Poppy Playtime, bine, capitolul 2. Bine v-am regăsit la râsete, bine am zis la râsete, haide să rupeți butonul, decolo, doar ce joacă gamerița. Că să râdeți de mine, ci că vreau să fiți atenți, să-mi ziceți dacă ați râs sau dacă ați fost mândri. Râdem. Cristina, deci vreau să fac concluzia la sfârșit. Stați. Trage de maneta de acolo. Stați că mă pricep, stai, găsesc o maneta imediat. Da. Găsesc eu maneta, uite asta, asta-i. Da. Clic. Stai să dau puțin mai încet, că ești cam manetabilă. Te descurca fantastic! Nu se aștepta să fiu atât de deștept. Sunt mândră de tine. E foarte mult și eu sunt mândră. Și Cocolic și sunt mândri. Wacky Wacky, ăsta. Da, Wacky Wacky. Dacă ne dă la asta o să măresc rezultatea la joc, altfel nu putem păi juca. Păi mărește-o. De acum? Da. Imediat? Hai să vedem. Aoleu, ce se întâmplă? Băi, deci mă simt ca în Squid Game, pe bune. Ia să vedem până ce rezolvă Felix aici. Tu poți să te joci. Nu, eu vreau să apese butonul de cocolă. L-ați apăsat! Ne adoră vecinii, deci vecinii pot zic că ne ador, deci n-ai cum vecinii. Dar cine n-ar vrea să fie vecinul nostru, adică serios acum? Yes. Cine nu vrea să audă bine? Păi normal. Ia să vedem. Uite așa. Wacky. Uite-te așa, ca să fie bine. E bine, okay? E bine. E mai mare lumină. Toată lumea a apăsat butonul de cocolai. Deci tu s-a pus totul jocul. Cu forță. Păi zici și tu dacă nu ești în Squid Game, pe bune. Eu scoasă-l timpul ăsta, că dacă nu te-ai să joc, că dați pe să joc. Stai puțin și trebuie să dau click-uri aici unde vine unul dintre astea. Nu, tu te duci în mijloc. Ok, mă duc aici. La televizor și ți-i explic. Vrei să-ți la televizor sau să-ți explic eu? Nu, mă duc mai spate așa. Așa. Ce roz fain. Da, e roz de, e roz e de fain. E timpul să ne jucăm. Wacky Wacky. Wacky Wacky. Deci este avansată proba. Să-ți vadă reflecțiile. Bă, nu știu dacă le-am prea bune. Nu prea le-am eu cu clicurile. Sper să nu te sperii, că o să vină pe tine. Aoleu, da? Îți urâți? Nu, sunt foarte frumos, zâmbitor. Ideea este dacă te întorci așa puțin ca în jurul tău, întoarce așa puțin. Vor veni Huggy de aici, da? De peste tot. Și mulți tu, deodată? Tu te du-te în mijloc, iubire, du-te în mijloc. Și tu oprește și acum tu întorci așa puțin și de la o gaură cu click stânga sau dreapta. Tu trebuie să le dai palma înapoi. Super. Numai că o să vină 36 și tu trebuie să rezici la 36 din ăștia să îi lovești. Stai, să bea puțin apă imediat. Să te văd. Uite pe mami sus. Mami, picioare lungi. Ce au zis? Că nici măcar n-am auzit. O zis că înainte, Huggy Huggy Wuggy, ei erau prinși cu oață ca să nu vină până la tine să te mănânce, dar acum nu mai este prins cu oață. Ce să-mi zic, vă credeți voi fioroși? Să fii în mijloc, da? Bă, sunt în mijloc. Așa. Uite așa puțin. Ușor, 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 mișcă-te ușor, așa când vine unul, ușor. Și peste tot. Și cerc mare. Mai bine să te învăț de la dreapta la stânga. Bă, dar vin repede, vin de la dreapta la stânga. Așa, ușor. De la stânga la dreapta. Uite, acolo, uite, și aici, și în partea cealaltă, și în galben. Mai plimbă-te, nu. Dar stai, eu nu trebuie să-i las să vină la mine, am făcut bine? Da. De la dreapta la stânga, iubita. Faci dreapta stânga. Nu, tu faci la stânga la dreapta. Învârte. Uite, stânga, uite, așa. Mai învârte, că o să vină în spate. Uite acolo. Și vezi că mai sunt în spatele, nu mergi de mult. Uite-l pe ăsta, așa. Ok. Ți-e frică? Da. Dar de ce să-ți fie frică? Se aud, Cristina! Abă, fraților, că mie nu mi-e frică de voi! Uite acolo. Așa, te nu-ți frică de voi? Nu, dar cum să-mi fie frică? Așa, trebuie să las, te prindă unul. Dar adevărul că nu știu ce-mi fac dacă mă prind. Nu ai nimeni pe ăla? Bă! Ok, mă învârt repede. Uite acolo e unul. L-ai lovit. Uite, ăsta aproape iese. Și ce șmecheră e Cristina? Bă! Cum poți să fii așa șmecheră, Cristina? Cine vine, mă, nu mă tem de voi, bă! Totul este să nu-ți fie frică ăsta. Uite, ăsta e secretul. Așa. Uite. Vezi cum mai sunt învârte peste tot? Se aude și ceva, se aude. Uite, aici și în dreapta sus unul. Ha-ha! Bă, credeți că mie mi-e frică, bă, eu sunt cameriță, bă! Dacă te ieși din prima, că nu trec cu nimeni din prima. Cum adică nimeni? Jos, și sus, și jos. Lasă-mă să mă concentrez, că eu sunt gamerița aici, trebuie să mă concentrez. Învârte, gamerițo. Bă, kikiriki miki, crezi că mi-e frică de tine? Uite, kikiriki miki, învârte-te. Și devine din ce în ce mai repede. Da. Stai că mi s-o bloca mâinile! Și în stânga. Căști, sus. Stai acolo că ți dau bătaie. În stânga. Stai, lasă-mă că mă uit. În stânga aproape era să iasă unul. Felix, mă stresez. În stânga, o să iasă. Stai singură că... Eu ți-am zis. Știi care e faza? Știi ceva? Lasă-mă singură. Stai să-i explic. Ei vin din ce mai în față. Mai bine e pe aia care aproape ies.
decât pe aia care au puțin capul. De asta sunt stânga în stânga, înțelegi? Unul era efectiv ieșit. Și mă mai dă o dată să mai fac? Da, te dă, dar ți-am zis, ai fost singura de pe internet care a terminat din prima dacă mă ascultai pe mine. Păi dacă tu nu mă lăsai, mă. Cu ce te las? Că ți-am zis și să n-ai făcut ce ți-am zis că și-o atacat ăla. Cu ce am greșit eu? Nu mai lăsa să fiu atentă. Cristina a zis în stânga că iese. Nu mă duc în dreapta că-s femeie independentă, ce zic eu? Ești din gură și lasă-mă bine în pace. Eu stau pe telefon atunci. Aia, ia stai tu pe telefon. Hai, mami, lumolog, mai ai ce să zici? Hai, când începem? Ideea este că dacă mai stai 3 secunde, reușai. Ideea este că trebuie să mă lași în pace ca să fiu eu foarte atentă să-mi activez simțurile de gameriță. Ah, simțurile de gameriță, unde sunt alea? Nu ți-l activam niciodată. Uite așa. E super tare chestia asta și super tare jocul. Ok, cred că-s bine. Oh my god, simțurile de gameriță. Bă, nu pot să dau click! Păi nu poți, pentru că sunt mai de unor dai click dreapta, click stânga, deoarece mâna trebuie să se întoarcă, știi? E. Înțelegi? Ok, stai, că gruma se îngroașă. Se îngroașă gruma. Băi, era urâțel când s-a apropiat de mine, ce-i drept? Păi da, adică e din aia care e cafetele care sunt frumoase de la distanță și foarte urâte de aproape, știi? Ba! Dar și în gură! Bă, tu voi să ieși, bă, tu voi să ieși, bă! Ăștia nu știu că eu sunt gameriță, știi? Mi-am pus și fundița și tot, ar trebui să mă descurc, adică serios acum. Ar trebui, cu fundița trebuie să te descurci. Și chestia este că asta e mult pe întuneric, nu? Da, acum, noroc că tu mi-ai dat... Da, alții au chiorala absentă. Noroc că mi-ai dat dintr-o asta luminosă. Bă, tu vrei să ieși, bă? Cum te descurc, Cristina? Și galbenă, și roșii, și albaștri. Stai că deci e super mega atentă, să nu mă distrageți. E faină treaba. Bă, tu te-ai rujat ca să te întâlnești cu mine, hă? Stai să vedem. Uite, acolo apare cineva. Stai, să fim pe fază. Băi, dințosule, băi. Dreapta. Stai și gură! Lasă-mă pace! Cum mă descurc, mă descurc. Vreau să fie meritele mele. Să fiu eu atentă. Stai acolo! Eu ți-am zis. Ce mai rău? Eu ți-am zis și știi care e faza? Când el se apropie și iese... Se aude un zgomot așa... Da, dar ideea este că tu ai dat pe unul și n-ai dat cum trebuie, știi? Nu l-ai dat în față. Da. Și a zis dreapta înapoi, dă-i înapoi. La de pace, că-ți femeia independentă, fac ce vreau în viața mea! Da, păi că te distrage cineva, nu mai poți. Tot ce vreau să zic e dacă mă ascultai pe mine, de-mi din prima! De unde știi, n-ai de unde știi? Pentru că după ce se aude buzitul la toți și apar mulți se tem în joc, că l-am terminat. Da, deci era... Hai să ne imaginăm că am terminat din prima. Nu uita că video-ul ăsta îl face mai lung, nu jucăm doar chestia asta. Așa că dacă lungești mult la asta, tot face lung, mai jucare în afară, prea curând. Eu ți-am zis? Deci că dacă lasi independentă, nu reușești așa ușor. That's like! Bă, deci eu trebuie să termin jocul ăsta repede ca să ies cu Carolina în parc. Trebuie să ies cu Carolina în parc, măi, azi, Oaxi. Ai înțeles? Eu ți-am zis. N-ai dat un alt sus. Ok, suntem super atenți. Stânga sus. Nu văd. A plecat. Uite acolo. Așa, unde? Uite acolo. Bă, ce simpatic e. Da, nu m-a simpatic. Uite acolo. Nu m-a simpatic, ce-s. Mai tine cu atât. Auleu! Dai o țintă. Bă, n-am țintă, bă. Ai țintă de Fortnite. Așa e la Fortnite. Hagzi, stai acolo. Mamă, dacă ți-s. N-ai voie să ieși afară, ești pedepsit. Ia să vedem. De acolo mi se pare mie că e ceva. Uite acolo. Să te grăbești. Că o să vin și mai mulți. Și mai mulți de atâta. Da, o să vin la un moment dat, o să fie câte peste aproape toate găurile, dreapta jos. O să vin toate găurile. Chiar așa? Da. Eu n-am decât două mâini, bă, fraților. Păi deci câți frați au? Ideea e că trebuie să le imerești din prima, știi? Înțelegi? Să nu dai de două ori, asta e secretul. Chești. Căști, puterea căștilui. Deci dacă o să câștig, e datorită puterii căștilui. Uite acolo. Zi pe bune că ăsta e Squid Game. Nu e lăsat să mărie. Deja vin mai mulți. Păi roată, ca să iei pe toți. Auleu. Mărie. Îmi faci de că mărie unul. Unde? Nu! Sus. Mai ce greu e. Da, cred că trebuie să-l fac eu. Fă-l tu, că e greu. Altfel nu o să ieși la farul, Carolina. Chiar e greu. Am făcut schimb de locuri, sunt mică și felicit în alt. Haide acum să vedem cum ne descurcăm, că eu mă descurc foarte bine.
Se descurcă gamerul, ia țineți pumnii acolo ca să facă din prima. Cristina, fă-i tu voiceover-ul că eu mă descurc. A, dar făceam și voiceover și făceam și aia, nu-i corect? Păi și voiceover. Vrei să treci din prima sau vrei să mergi cu aia la afară? Ia să vedem. Cotroi, uite acolo sus. Atear. S-a m-a lipsit neținta ta de la și la mine. Da? S-a m-a lipsit neținta ta, da. Băi, voi v-ați jucat? Ați reușit să faceți? Din a cât ați reușit? Uite acolo, vezi că iese. Jocul ăsta e... E greuluț. O băga niște faze așa de grele. Este chiar greluț. Uite acolo. Eu îi zic evidentul, ați văzut? Este un mare acolo care e aproape să iasă, eu îi zic. Evidentul? Uite acolo, 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 stânga. Așa asta, la galbenă. Stânga, dreapta. Aia sus, roșu. Noi. Ba da, era. Nu, că n-am simțit. N-ai simțit? Tu ai simțuri? Aia mă, dă-ți, uite-și tu. Vezi, am zis că e greu. Aoleu, ai dat de 3 ori într-un loc. Am uneori vrea să-i dau altul cu paleta cealaltă. Băi, deci ținem aici pumnii gamerului ca să reușească. Să trecem alta. Să trecem nivelul ăsta că se îngroașă gluma și e greluț. Nu vreau ca mami long leg să câștige. Oh my god, cât vin. Da, da. Uite acolo ăia. Dă-le. Dar nu se poate cu două mâini deodată. Nu știu, dar după aceea trebuie să am o mână liberă ca să mă întorc. Unde sunteți? Că vă aud! Uite acolo. Așa. Stânga. Așa. Mamă, deci ce atenție trebuie să ai aici. Eu zic că se descurcă bine gamerul, dar trebuie să lăsăm să se concentreze, așa-i? Ia uitați. Unde sunteți? Acolo. Că vin din ce în ce mai mulți. Hai că nu din ce în ce mai mulți, sunt la fel. La fel că-i terminat, mi se par mulți. Uite acolo, dreapta. Vin repede. Se descurcă bine. Stânga, stânga. Am terminat ce să fii gamerul unic și perfect în viață! Ha, bate palma, dați like! Bate palma, nici nu sunt geloasă. Nu vreau să mă laud, dar sunt o ființă fantastică și frumoasă în același timp. Și eu. Ai zis unul stânga dreapta sus, dar ăla a contat! Te-am susținut moral. Yeah! Bravo, Feri. Vezi asta? Am știut să fiu alături de tine, să-ți spun să acum te las pe tine să te joci. Mersi. Gata, am făcut schimbul. Cristina, du-te și că zic să facem și puzzle în episodul ăsta. Aici să mă duc. Dar nu-mi cap, frate. Cârcel, așa. Așa. Ok. Bravo, Feri, deci foarte, foarte bucuroasă de tine, cum te-ai descurcat. Cred că și cu colegii sunt foarte impresionați. Uite sus. Prinde de acum mâna. De... O, jura să mă duc pe scări. Prinde. Urcă-te pe scări, după aceea prinde-te. Urcă-te puțin până la groapa aia. Stop. Aici? Da. Și aici mă prinde chestia asta? Da, dar chestia oranj. Aia așa? Sau asta? Nu, așa. Aici? Ia asta. Bă, nu merge, bă! Stai, calmează-te, femeie. Uite, de aici. Gata, așa. Click. Și mai mișcă-te dreapta stânga, mișcă-te dreapta stânga. Ca la dropper. Și dă-i drum. Mi-e frică. Dă-i drumul. Dar așa, nu, că e în gol. În partea de drum. Bă, frate, la, nu pot. Puțin. Se poate legăna? Da. Și dă-i drumul. Dă-ți drumul. Așa. Hai de capul meu, bate ce greu a fost. Nu știu cum ai reușit. Bă-ți greu! Stai, bă, de aici ce faci apasă ceva? Apasă să vezi cum s-a auzit pisica. Apasă butonul ca să hrănești pisica. Mersi, ai du-te. A, tu-ta? Am hrănit-o? Da. Cu bani. Da, cu bani. Haide. Stai să văd încotro, mă, du. Cristina, du-te. A, știu eu chestiile astea, că le-am făcut. Ia, și în picioare. Ia, gamerule. Dreapta. Așa, deci aici un fel de labirint sau ce? Da, și aici o să vină cineva foarte, foarte fain. Oprește. Eu cred că nu o să fie frumos. Ba da, o să vină cineva foarte fain și o să-ți placă foarte mult. Din care parte? Din dreapta. De aici? Da, deci dați butonul de coco like dacă vă place de... Du-te în față. Dacă vă place de să vedeți cine vine. Popi? E cineva foarte frumos, Cristina, și o să-ți placă. Eu cred că e ceva urât, n-am încredere în tine. Întoarce și uite acolo, uite-te. E Leo Hugs ăsta, nu, e cineva foarte frumos, o să-ți placă. Uite, zici că e un bunic. O să-ți placă! Nu, e urât! Du-te! E chisimisi! O bunică! Nu, e chisimisi! Mamă, dar ce s-a rujat, frate! Uite-te la că e frumoasă și te ajută! Uite-te! Ce-i de treabă? Foarte de treabă! Ai suflet bun? Mă, nu pare forță ea! Aaa, trebuie să faci sport! Ca să faci sport! Chisimisi de treabă! Deci eu sunt foarte de treabă pentru că am prieten! Nu sunt frustrată pe viață! Dar acum merge! Cum sunt altele! Lunea când te duci la școală. Da. Spui hai. Trebuie să caiet de lenghiozdan. Hai, Cristina. Hai, frate, să mă crucesc. Te crucesc și du-te. Ce frumos, Missy. Ce-mi place de ea.
Dar unde s-a dus? Unde a dispărut fata? A plecat, că a plecat, l-a iubit. A prea iubit. De pe verde. Cu mâna verde. Da? Du-te în față. Așa? Du-te în față, în față. Și dau pe partea asta la altă. Da, da. Trageți mâna. Ah, cu aceeași mână? Da, trageți-o. Ai luat curentul. Ai și uitat. Și acum du-te. Și ce mi s-a deschis? Ia, du-te în față. Așa. Întoarce-te. Dau aici? Nu. Ia curentul din nou. Stai că aici am zice că fără mâini. Ia curentul. Ce? De unde? De unde l-ai pus acolo? Chiar repede, ia repede. Trage-l. Și pun aici? Da. Păi nu, okay. Trebuie să... N-ai făcut, trebuie să... Hai de nou. Capul meu, șoc, mă, nu cum fac? Trebuie, du-te prin asta. Nu eu, mai vine chisul. Eu când zic iau curentul, Cristina zice, de acolo, de dar de ce? Dar tu trebuie să-mi spui, te grăbești eu foarte eu m-am machiat azi. Știi? Ideea este că să spun ce trebuie să faci tu. Tu trebuie să tragi căruțul ăsta, du-te jos. Și uite, okay. În spate. Trebuie să tragi căruțul ăsta prin asta și pentru asta trebuie să iei curentul. Ok. Din partea aia. Oh my god, ai simțit simț direcții. Stai cum mă duc, iau curentul. Cu verde. Așa. În spate, mă duc spate. A, ok. Așa. Pui curentul aici, se deschide ușa din față. Da, am înțeles. Te dureri din față. Și iau curentul de aici, repede. Dar repede. Fugi, că se... Pune curentul. Așa, du-te aici. Ok. Ia curentul, nu mă întreb. De unde? Ia de acolo, lasă, nu contează. Păi cum adică nu mai contează, că trebuia să iau curentul. Da, trebuia să... Tragi de maneta asta. Așa. Ok. Și acum trageți, că du-te, care trage căruțelul până aici. Caruselul acum te trag. De acolo, de la distanță, că tu ești... Haide. Repede. Haide. Așa. Așa. Are ochi. Da. Du-te după care, după acolo și ia curentul din față. De aici să mă duc repede să iau curentul de aici. Așa. Și mă duc și-l pun aici. Da. Du-te acolo. Ia-ți curentul. Iau curent. Da. Și fugi. Hai de frate, încotro să mă duc. Uite aici. Pune curentul. Ia curentul. Ia curentul. Da, du-te. Așa, la fix a fost. Ia curentul, pune curentul. A, nu! Ia toate puțin, stânga. Ai mai maneta, e ok. Apăs pe manetă, nu știu cu ce m-a luat în viață, dar am apăsat maneta. Așa, te trage caruselul spre tine. Haide, Berry! Haide! Perfect. Du-te-n față. Hai să-l trag până aici. Da, până aici, ok. Așa? Du-te-n față și ia curentul din față, iubita. Trebuie să văd în care parte. Mai față. Ok, aici. Așa, da, du-te. Și acum, ia vezi dacă poți să-l pui în dreapta. Aici? Nu, în dreapta. Aici? Da. Ok. Ia curentul, du curentul. Așa. Pune și unde-l pun? Aici? Așa, da. Trebuie să-l pun la amândouă. Ia curent din nou. Ah, da, stai, am înțeles. Stai acolo! Nu, dar de unde? Acolo e curentul. Trebuie să apăs pe manetă. Ia-l din față. Du-te în față, că nu ținem curentul. Dar de unde? Deci, de unde e la primar curentul? Nu mai știu. Trebuie să te miști repede. Nu, din bă, față. Frate, de unde? De aici, la curentul, da. Ok. Și se explică așa, duci și mai în față. Și oprește. Da. Tu deschizi aia să vină curentul. Asta? Da, deschizi. După aceea, iei repede curent de la din față, repede. Și du-te acolo și pune care o să dreapta stânga. Pune pe asta. Ia curent din nou. De la asta. Și pune repede în dreapta. Nu mai am curent. Mi s-a dus. Nu, ia curentul din stânga. Ia curent de la asta. Nu, la asta. Frate. Stai că facem altcumva dacă nu te descurci prin asta. Deci e foarte rapid, trebuie totul. Ok, du-te și pune curentul. Și du-te acolo aici. De curentul în față. Așa. Și pun stânga. Da. Și acum mai iau dată de aici. Și pun în dreapta, repede. Stai că am dat cu nasul. Bravo. Și acum mă duc și trag care se răză cu mine. Da. Haide, hai. Ia curentul, du curentul. Stai, oprește. Ok. Așa, tu trebuie să tragi caruselul acolo, să meargă în aia ca să distrugă aia de lemn, știi? Haide! Dar vezi să nu cazi tu acolo să te killerească. Nu. Trebuie să-l duci pe el. Nu credem. Hai. Dă-te la mână. Și uite, tu mergi după el, ce tare! Bravo, Cocos Cristina! Wow! Nu puteam să dau și eu cu capul. Dreapta? O săracu Berry s-a dus acolo. Săracu Berry? Așa-l chema pe carusel Berry. Și acum, cum îți place ție, Cristina, se sar în groapă. Cârtițează-te. Dacă nu găsim pe Poppy la sfârșit, după Poppy, ce facem păpușica toate? Poppy, scumpă? Da. Stați puțin, am terminat jocul ăsta! Da. Măi, m-a descurcat mai bine decât credeam. Te-ai descurcat mai bine decât credeam. Bine, chiar. Cu ajutorul gamerului, sincer. Da. Sincer, cu mare ajutor. Bun, deci asta a fost pentru astăzi, așa că data viitoare o să mai facem, mai avem un joculeț aici. Așa este? Mai avem joculeț, da. Ia uite, mai avem ăsta. Trage maneta. Și acum o să urmeze... Joculețul al treilea, care este mai fain, după cum vezi. Zice, te pricep atâta de bine, Cocos Cristina. Știu. Se cheamă statui următorul. Îți placă, e ca un fel de Squid Game următorul. Aoleu, în care parte e ăla?
În spatele tău. Aici, dar o să facem data viitoare, da? Este cu câinele Omida. Oh my god. O să-ți placă foarte mult. Data viitoare fiți pe fază, pentru că m-am descurcat foarte bine. Așa că rupeți butonul de coco like și ne vedem data viitoare. Bye! Bye, bye, bye. F10, speram să-l facem mai bine.